A venit iarna, Cătălin. La tine în suflet e iarnă sau e vară? La mine în suflet e vară, da. Să dea Dumnezeu și mai... Mai ca Domnului să fie tot așa o mie de ani, da. Încolo, da. Am înțeles. Domnul Cătălin, pare foarte fresh. Ai dormit la prânz? Am exact 45 de minute de când m-am trezit. Ok, deci am înțeles. Deci există asta la mine cu somnul de după amiază? Nu. Bă, putem să discutăm despre multe chestii, facem rabat la multe chestii, dar nu la somnul de după amiază. Nu, lasă. Știi ce voiam eu să te întreb? Care e statusul tău actual? Mă refer la cel relațional, că mai devreme vorbeam ceva off the record și vreau să o transmitem și în fața camerei, să-l cunoască oamenii pe adevăratul Cătălin Cazacu, pe care îl văd și la televizor în fiecare zi. Stai un pic că... Mi-a sunat telefonul și nu știam dacă e mama sau nu e mama. Tot timpul să știi, mama îi răspund, ori ți-ar întâmpla. Da. Așa, și în emisiune, dacă sunt, îi răspund mama. S-a întâmplat? Adică mai se întâmplă să... La început, acum s-a obișnuit că între 8 și 12 muncesc. În primul rând s-a obișnuit greu cu faptul că muncesc. Acum, după care s-a obișnuit greu că muncesc la orele astea. Da? Da. După care a fost greu să mute de pe Antena 1 pe Stars? Nu, de la un moment dat încolo a fost foarte simplu. De când m-am mutat eu am mutat. La fel ca mai multă lume, dar asta e de altă discuție, că de asta ne-am adunat aici. Da, deci, așa. Statusul tău, Cătăline. Statusul. Da. Nu știu, la status, ăsta e la care pe vremuri era la Facebook, ai prins Facebook-ul? Am prins Facebook, am prins era? Și Yahoo Messenger. Era care era? Da. In a relationship, single, complicated. Da. Asta, da? Și la, mai ce la mai tine era? Cum e? La mine e single, simplu. E single. Singur, anima nu-i, dacă vrei sufără, dacă vrei, cum, stai că nu-mi dau seama, de obicei, pică, mie, întrebi și un mai... titlu bun, întrebi și un titlu bun, trebuie să suferi, sufăr, ori trebuie să sufăr, 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 da, sufăr, 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 dacă mă ajută Dumnezeu da. Să mai sufăr așa vreo 2-3 ani, da. Bă, eu sunt mulțumit, așa... De ce, de ce, de ce, la ce te ajută pe tine suferința asta, pentru ce te încarcă ea? Pentru... A, uite. Niște spuneam, doamne. Da. Doamnele. Boala noastră. Eu, da. Atacă. Eu încerc să mă vindec. Sau să mă bucur de ea. Eu nu. Eu mă bucur de ea, nu mă vindec. Da. Deci, cum spuneam, descoper foarte multe chestii care mi-au lipsit în ultima vreme. Mă bucur de ele. Încerc să... nu pot să recuperez niciodată în viață timpul, pentru că așa e făcut mama lui de timp. Da. Trece și nu mai poți să-l ai. Singura greșeală pe care o facem ca oameni este să credem că avem timp. Vezi că par și inteligent. Băi, da, ești, mă, ești. Da, după privire nu ți-ai dat seama, dacă stai un pic de vorbă cu mine, îți dai seama, da. Știi vorba aia, decât să tași din gură să creadă lumea că ești prost, mai bine deschizi gura și să conving. Și să conving, da. Uite, eu simt cumva că pe tine te ajută foarte mult faptul că dorm la prânz, știi? Că de-aia e energia asta și îți funcționează rotițele alea, ca la logo-ul de la Neața cu Răzvan și Dani. Ai văzut că iau niște rotițe, da. Știi nu vorba te, tu nu te uitai la rotițe. Nu, eu pot să spun tu că rotițele. Asta spun, rotițele neunse la un moment dat se... Așa e în viață, dar odată cu trecerea timpului înveți cât de esențial este lubrifiant. Lubrifierea rotițelor. Lubrifierea, bravo, ca să bravo. Să meargă, mă, rotițele, bravo. Rotițele. Eu cred că noi am fi niște colegi foarte buni de emisiune, da. Cătălin. Da. Dacă pleacă Ștefănescu, eu zic că e o șansă acolo să... Nu poți să te minți, nu pleacă. Adică, nu pleacă. Nu, mai repede, nu știu ce să spun. Nu pleacă, nu. E pe mă plus la că... La tine, pe tine nu te părăsesc colegii tăi. Da, pe mine nu mă părăsesc colegii, pe mine... Doar colegele. Ultima întrebare, Cătăline, ca să vorbim și chestii care să te ajute pe tine undeva toate acolo m-a ajutat, în interior. Toate m-au... Stai un pic, ce am vorbit până acum de nu m-a ajutat? Ți-am spus că sunt bine. Acum mi-ai dat pentru mine. Da, așa. Acum dă-mi și pentru tine, cum merge restaurantul. Dă-mi 5 milioane împrumut dacă vrei, dacă să meargă bine. Păi tu să-mi dai, că la ce salariu ai, Cătăline? Ia uite, și colega noastră s-a mutat la altul. Stai, lasă că e bine așa. S-a relocat. Lasă că vorbim noi după aia. Da. Așa, deci ce spuneam? Restaurantul cum mergi? Foarte bine. Suntem la început. Nu pot zic că e un business nou pentru mine, pentru că am tinerețile mele, am fost birtaș, am mai fost birtaș, scuze. Da. Încerc să mă reobișnesc. Cum bine știi, prietenul meu bun al și nostru. Fratele meu al și al nostru, Enzo, este cel care se ocupă mai mult și țin de sine cărurile, pentru că el și știe cu mâncarea. Da. Dacă ar fi după mine, aș tu face... Tu doar o mănânci. Da, eu vreau să vă zic că mă ocup cu mâncatul mâncării. Vede. Nu, băiatul meu, că... Era tricoul larg. Nu, mai fac și mișcare, mai m-a ajutat și Dumnezeu. Plus că pe fizic eu niciodată n-am avut pătrățele, adică eu nu vreau să am... Eu am o chestie așa și mă ajută că să-ți explic, să-ți diversific. Cu cât ai mai... Ce? Unde să mă uit? A trecut pe lângă tine.
Ai poveste veții mele. Dragostea. Da. Ce te-ai mai bine? Așa să mă ajute. Așa să reunește Dumnezeu. Da. Da. Te pupăm și te iubim că se uită Denisa ură la noi și te lași și pentru ea. Te iubesc. La tine se uită Denisa urât, la, la mine nu se urât. Vesteți de aceeași vârstă, Cătăline. La mine nu se uită, se uită ca la o mamă. Hai, te pup. Adică avem aceeași vechime, vreau să zici, nu vârstă, că... Nana la fund. Te pupăm. I love you. Mersi.